locatari ceva, o sumă, se amortizează plătind mai puțină încălzire. Da, deci acum că l-a izolat, nu? Da, i-am început aici în sectorul 3 la noi, aici în Colegiul 15, să dau consultanță. Unde candidez eu? Așa. Există niște instalații cu panouri solare pentru preparat apă caldă menajeră și pentru baie. Instalațiile solare sunt plătite 90% de Guvernul României și face o reducere a facturii la gaze, dacă ai încălzirea pe gaze, de exemplu, și apa caldă pe gaze, până la 30%. Deci reduci în fiecare lună a treia parte din factura de gaze. Pentru că nu mai prepari. Păi sigur că da. Și 90% din instalație pentru plătită de guvern. Dumneavoastră... Asta la case vorbesc. La case de locuit. La case individuale. Nu, domnule, dar dumneavoastră ați avut niște realizări cu panourile solare și cu vântul da. Și prin Ardeal pe undeva. Da, am făcut niște o chestie modernă, da. Cum au făcut și americanii, că nu știți că arată niște baterii eoliene în filmele americanești, da. Aia care se așadă calculați în eficiență, nu prindeau muște sigur și zmeie da. Cu asta. Era o treabă. Dom'le, dar asta cu izolarea da, deci clădirilor absorbiți... Da, făcut, da, și fiecare... de muncă. Păi sunt 500 de mii de oameni care ar avea, din construcții, care avea cu tot ce înseamnă proiectaj și așa mai departe cu contabil, pentru că firmele trebuie să funcționeze. După care, într-un an de zile, guvernul are posibilitatea să depună proiecte la Comunitatea Europeană de infrastructură și tot ce înseamnă forța asta de muncă să fie deplasată și dislocată în diverse locații pe infrastructură, autostrăzi, ce înseamnă tronsoane de canalizare, liniile de centură, magistralele care trebuie făcute pentru canalizare și aducțiune de apă. Adică acolo chiar trebuie bravo, forță de muncă. Domnule, și cine va trebui să aprobe o asemenea splendidă strategie? Noul Parlament? Absolut. Da. Deci încă o dată... Nu, stați un moment. Asta există. Legea există. Povestea e că guvernul să-l pună să în aplicare. Sigur că da. Noul guvern absolut. Să pună în mișcare. Absolut, asta. Absolut. Dar guvernul se ocupă cu chestii de asta. Am văzut că a mai dat... câteva milioane în stânga, câteva milioane în dreapta. Eu înțeleg că guvernul actual nu mai are niciun chef de muncă și nicio tragere de inimă, că mai au o săptămână și pleacă. Ei sunt conștienți că pleacă și atunci nu-i mai interesează. Dar următorul guvern, indiferent cine va forma următorul guvern, indiferent de alianța politică, va avea o problemă mare. Vor avea zeci de mii de muncitori care trebuie să le asigure servicii. Domnul președinte, dar stați domnule, că lumea să înțeleagă. Planul ăsta deștept foc, cum l-am simțit eu din ce ați spus, 500 de mii de locuri de muncă înmulțit cu 3 oameni în familie înseamnă că salvează 1.500.000-2 milioane de români. Da, păi cei care se întorc în țară. 2 milioane de români. Da, domnul meu, domnul Condrețean. Asta e o zecime din populație. Eu preconizez ca până luna martie să întoarcă în țară vreo 100 de mii de muncitori care au lucrat în construcții în... Spania, Italia, Germania, Franța. Păi s-au închis companiile acum, ce să facă? Asta e, s-a închis. Mai sunt cazuri fericite în care soția lucrează la un restaurant sau la o bibliotecă sau în administrație în Franța, Spania, Germania, Anglia, cine știe pe unde, dar marea majoritate a celor cetățenilor care au lucrat în construcții își țineau nevastele acasă să crească copii, că cea mai ieftină bonă, cea mai ieftină menajeră în Spania e nevasta. Păi ții nevasta acasă, tu mergi la muncă, pregătea masa, ținea copii, făcea curat, adică asta e. Și acum când a rămas fără servici întreținătorul de familie, când i s-a spus începând de la 1 ianuarie îmi pare, nu mai am ce să-ți dau de muncă, el cu siguranță că se va întoarce în România. Cu siguranță că nu are ce să facă. Și el vine cu familia, cu tot, și atunci trebuie să asigurăm loc de muncă, pentru că faptul că s-a întors în România nu trebuie să stăm relaxați și să spunem, domnule, nu mă interesează. E cetățean român. Nu știi, domnule. Și sunt oamenii care, trimițând de la munca din străinătate banii în țară, au făcut posibilă așa zisa creștere economică. Domnule. Absolut, absolut. Păi creșterea economică a fost făcută în mare parte pe oamenii care au fost plecați în țări străine, au muncit și acolo au muncit. Deci acolo chiar n-a glumit nimeni. Nu s-a dus un emigrant român în...
în Spania și să-i spună, a, tu ești român, stai la umbră. Acolo s-a muncit pe rupte. Și el a trimis bani la familie. Familia a mers și a cumpărat cele necesare din România, nu din Spania. Și banii, bineînțeles, absolut, casă. Bineînțeles, și banii au plecat la bugetul de stat. Și ne trebuie să fim recunoscători că țara a prosperat, că și pe spinarea lor a prosperat, chiar dacă n-a stat în țară. Bineînțeles. E al doilea episod de publicitate și revenim. Floricică de trifoi, ce bine o ducem noi. Când îl avem pe prigoană, botăm pe de leun în goană. Cuzulița codrului, sufletul românului, sufletul românului. Trifoiaș, trifoi, trifoi, neguiești și noi cu voi, neguiești și noi cu voi. Dragii mei, când de când mă știu, oriunde am ajuns, am făcut treabă bună. Mi-am dorit să mă întorc repede, repede acasă la ei mei. Pentru mine acasă înseamnă Ardealul și Etno TV, iar Etno TV înseamnă domnul Silviu Prigoană. Haideți împreună la vot, că oamenii au nevoie de sprijinul nostru. Ei cu ei, noi cu voi. Votați PDL, pentru că știu ce au de făcut. Suntem trei nemuritori, pentru că transmitem același mesaj pe care l-am preluat de la străbunii noștri, haiducii, cei care luau de la bogați și dădeau la săraci. Ne e drag tot ce e românesc și îi iubim pe toți cei care fac ceva pentru mândria națională, așa că îl susținem pe domnul Silviu Prigoană pentru că el a făcut Etno TV și pentru că este de-al nostru, un haiduc modern care a intrat în politică să îndrepte lucrurile. Ei cu ei și noi cu voi! Votați PDL! Am zis! Sunt Sandra Argint. Mă bucur că domnul Silviu Prigoană, prin Etno TV, i-a adus aminte românului să cânte și să asculte. Orice dor e călător. Cântecui nemuritor. Ei cu ei, noi cu voi. Votați PDL! Mândră floare trandafir, ne ajunge doar un fir. Țara-i plină de nevoi, măi, ei cu ei și noi cu voi. Pe Prigoană să-l alegem, fiindcă e un om de-a nos. Și vom spune o rugăciune pentru ăștia care au fost. Pe Prigoană să-l alegem, fiindcă e un om de-a nos. Și vom spune o rugăciune pentru ăștia care au fost. Da, tu mă asta spune. Ce originalitate și spirit nou are și clipul acesta, complet deosebit de tot ce e pe piață, gândit tot așa inventiv și cu har de domnul președinte Prigoană. Domnul Prigoană, spuneți, cum gândiți păstrarea totuși a medicilor tineri în România, a calculatoriștilor tineri? E foarte simplu, trebuie plătiți. E da, aici acum. Foarte simplu. Păi foarte simplu, nu e nimic complicat. Noi avem o mare problemă. În primul rând, rețele de calculatoare din România, discutând de computatoriști ăștia care tot pleacă. În primul rând, ar trebui într-un proiect național și acum trebuie nou guvern, Parlamentul României și Președinția României să aibă un proiect comun, să vorbesc aceeași limbă, ca să putem să facem bazele de date unitare. Adică ce înseamnă bazele de date ale justiției, să se pupe cu bazele de date ale poliției, cu bazele de date ale Ministerului Sănătății, ale informatizării persoanei. Trebuie bazele astea de date ca să fie puse toate la punct, noi să avem un simplu card, ca un buletin, de exemplu, buletinul ăsta de plastic. Cu el trebuie să mergem peste tot, nu-i voie să mergem și cu alte documente. Te-ai dus la poliție, ai arătat documentul, l-a tras la calculator, acolo are un cititor de cod de bare și vede tot. Cine, nu mai trebuie să spui cum te cheamă,
Asta e o prostie, mai trebuie să spui tu, că apare pe calculator. Te duci la medic, trage cu aia, din nou, apare fișa medicală, istorie medicală, ce boli ai avut, ce operație ai avut, pentru că e foarte periculos să acorzi primul ajutor la un om leșinat, să nu știi istorie.